Femeia cere cu disperare ajutor oricărei persoane care îi ascultă povestea. Are un handicap care însă nu împiedică să-și crească băiatul de 8 ani. De 3 ani au rămas singuri, pentru că tatăl acestuia a plecat. Plătea inițial pensia alimentară pentru copil, însă cu timpul suma de 160 de lei lunară s-a transformat în doar 32 de lei. Asta pentru că omul ar fi intrat în șomaj, rămânând fără loc de muncă. Prin actul judecătoresc, instanța l-a obligat la pensia alimentară și după testul de în urma unui test de paternitate, pentru că nu a recunoscut copilul, am convințat instanța să-i poarte numele. Nu mai știu nimic de bărbatul care ar fi trebuit să-i ajute. Au auzit doar că și-a refăcut viața, însă îl roagă să nu uite că a început odată o altă viață în comuna Buzoiești și că a lăsat aici un copil care are nevoie de tatăl său.